Bună seara, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Am onoarea de a discuta astăzi despre un subiect extrem de important pentru lumea creștină și îmi permit să spun nu numai pentru lumea creștină. Peste numai două zile sărbăm Crăciunul, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății. Discutăm astăzi cu înalt preasfinția sa, Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, care îmi va spune câte ceva despre însemnătatea acestei sărbători și în a doua parte a emisiunii, cu permisiunea dumnealui, vom face și un bilanț, scurt bilanț al activității arhiepiscopiei. Bună seara! Bună seara! Vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre, știu că sunteți foarte ocupat în această perioadă. Începem cu prima întrebare. Am spus așa, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății și am lăsat un pic de suspans pentru că m-a întrebat multă lume, care sărbătoare este mai importantă? Cea mai importantă este învierea Domnului sau Paștele. Dar fără Crăciun, fără nașterea Paște. Domnului, n-ar exista celelalte. Sigur, sărbătoarea Crăciunului sau nașterii Domnului este precedată de buna vestire când de fapt a coborât în taină Fiul lui Dumnezeu în casa lui Iosif unde se afla Fecioara Maria și a luat trup din trupul Fecioarei Maria. Dar acum ceea ce a fost taină se descoperă, încât în peștera din Betleem, un loc neînsemnat, totuși prezis de profeți, deși era un loc atât de neînsemnat în timpul acela al venirii Domnului, pentru că pe acolo mai mult păstorii erau pe câmp, totuși, iată, unul dintre profeți prevestește locul unde se va naște Domnul nostru Iisus Hristos și spune, deși ești neînsemnat, nu ești cel mai mic, tu Betleeme, între căpetenile lui Iuda, că din tine se va naște izbăvitorul care va paște pe poporul meu Israel. Așadar, Betleemul este casa pâinii. Așa se Aceasta și este și traducerea. Sigur. Casa pâinii, de ce? Și nu întâmplător, pentru că cel ce se naște peste două zile, la 25 decembrie, este pâinea cea vie care s-a pogorât din cer. Dumnezeu se face om, dar nu se face om doar să ne arate atotputernicia sa, să ne arate înțelepciunea sa, tot știința sa, ci se face om dăruindu-ne mai întâi cunoștința adevărului, apoi dăruindu-se el nouă ca o mâncare, ca o arvună pentru viața veșnică, umplându-ne pe noi de dumnezeire. Și dacă atunci nașterea Domnului, sigur, s-a produs în modul neașteptat, pentru că împăratul împăraților este cel ce se naște, Domnul domnilor, cel prin care toate s-au făcut, căci Tatăl Creatorul le-a făcut toate prin Fiul Său. Iată, acesta nu se naște cum se nășteau pruncii în casele nobililor, ale împăraților, ci se naște nu în casă, ci într-o peșteră de dobitoace în iesla a celor dobitoace. De ce aceasta? Se întreabă mulți. Fecioara Maria a cutreierat împreună cu bătrânul Iosif prin Betleem, unde au venit să se înscrie, că Iosif era din casa și din neamul lui David și se făcea un recensământ. Și tocmai atunci a venit vremea să nască Fecioara și căuta un loc de popas pentru naștere. Nici o casă n-a fost vrednică să-i primească. Pentru că în toate casele erau oameni cu păcate grele, oameni cu mintea întunecată. Această pește era cea mai curată. Aici nu se aflau oameni, dar se aflau dobitoace, care se aflau în suferință împreună cu întreaga fire, că păcatul primilor oameni a adus suferință și robie în întreaga fire, de la plante la animale și până la om. Pentru că în grădina raiului se aflau numai flori frumos mirositoare și pomi roditori. Au apărut scaii, urzicile și toate acele buruieni care
fac o priveliște neplăcută între florile cele frumoase. Și iată, și animalele erau supuse omului înainte de păcat, au devenit sălbatice, cum s-a sălbăticit de fapt și firea omenească. Și a venit să îmblânzească firea omenească, să o schimbe după firea sa dumnezeiască, care a luat firea omenească și firea omenească asumată de Mântuitorul, se face părtașă la perfecțiunile și la darurile firii dumnezeiești. A vrut să schimbe oamenii atunci, n-a reușit, a fost ucis, răstignit. Nu că n-a reușit, stați. N-a reușit atunci, n-a reușit cu toți. A fost răstignit pe cruce de către romani. Prin răstignire schimbă. Pentru că atunci a început primește să schimbe, răstignirea nu? Pe cruce, putea să fugă de răstignire. Toate au fost prezise. Trebuia plătit vina pentru păcat. Cine să o plătească? Nu era nimeni în stare. Toți erau mici și nu puteau să se întoarcă de la păcat, de la rău la bine, de la păcat la virtute. Și atunci cine să o plătească? Cel care avea preț să o plătească. Păcatul care s-a produs a umbrit pentru oameni firea dumnezeiască, căreia s-a împotrivit omul. Omul s-a împotrivit lui Dumnezeu. Cine să răscumpere această necuviință și împotrivire? Cineva de aceeași măsură. Și numai Fiul lui Dumnezeu era de aceeași măsură cu Tatăl. Tocmai de aceea vine să schimbe lumea. Dar cum? Prin dragoste. El ne invită să ne schimbăm, nu ne silește. A reușit? Dacă vă uitați cum acum să... la ce se întâmplă în păi jurul nostru, da. În societatea actuală. În societatea aceasta tumultoasă, exact. Cu multe răutăți, cu multe nedreptăți, cu multe păcate, sunt oameni curați și sfinți. Dar aceia nu se văd. Că răutatea este la suprafață. Bunătatea este tainică, ascunsă. Cunosc oameni în lume care vorbesc puțin și se roagă îndelung. Se spovedesc mulți creștini la mine și sunt creștini atât de curați de care nimeni nu știe. Pot să spun în general că nu-mi permit să-i arăt cu degetul, că și-ar pierde plata. Oamenii buni nu fac binele ca să-i vadă alții, ci fac binele, cum spune Mântuitorul, în inima lor, în sufletul lor. Sunt oameni care fac milostenie zilnic la săraci, dar le spun să nu spuneți la nimeni că nu vă mai dăm. Sunt mulți, astfel de oameni în Constanța, sunt astfel, da? De oameni. Cunosc un credincios care, de pildă, a făcut mari donații la peștera Sfântului Andrei, înainte de a veni eu. Un loc extrem de important. Sigur, pentru creștinismul român. Dar i-a spus părintelui stareț, dacă mă spui la cineva, nu-ți mai dau. Dar n-ar trebui ca aceste gesturi să fie, nu neapărat în persoane în cauză, noi. Să fie cunoscute, poate dau un exemplu. Oamenii nu se simt bine să fie arătați pentru că fac pentru sufletul lor. Așa cum sufletul nu se vede, nici milostenia nu trebuie să se vadă, cum spune Mântuitorul. Luați aminte că faptele dreptății voastre să nu le faceți înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Că nu veți avea plată de la Tatăl vostru cel din ceruri, ci plata vă luați pe pământ. Că vă laudă oamenii, că faceți bine. Da, interesant ce spuneți. O să luăm o scurtă pauză și după vă întreb, o să vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre taina postului. Suntem pe final, dar după pauză. Am revenit în platou, în al Preasfinția sa Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului alături de noi și discutam despre taina postului. Suntem pe final, suntem pe 23 decembrie, mâine ar trebui să fie, înțeleg eu, un post negru. Cât de importantă este această taină? Cât de important este ca noi să ținem post? Postul este cea mai veche rânduială și cea mai dintâi lege dată de Dumnezeu oamenilor. Sigur, în porunca postului, care este exprimată prin oprirea din mâncarea pomului cunoștinței binelui și răului, a roadelor de la acest pom, este instituirea postului.
nu că ar fi avut altfel de fructe acel pom, ci pentru că era un semn de fidelitate, de credincioșie, de ascultare față de Dumnezeu. Aceasta a fost singura poruncă pe care omul trebuia să o țină ca să rămână în rai. Și în rai nu rămânea oricum, ci ar fi crescut în valoare morală, în cunoaștere, în această ascensiune spirituală. Pentru că raiul nu este un loc static, nici cel din Eden, nici cel pe care îl vor moșteni cei ce se pregătesc pentru rai, ci este un loc și o stare în care oamenii sunt într-o continuă ascensiune pe scara cunoașterii, a iubirii, a fericirii, a bucuriei. Așadar, iată, postul s-a călcat. Postul era însoțit și de o rugăciune. Ce rugăciune era în rai? Rugăciunea era răspunsul pe care primii oameni îl dădeau lui Dumnezeu. Că Dumnezeu îi încărca în fiecare zi cu lumină, cu cunoaștere, cu înțelepciune, să fie cu adevărat cei care pot să se bucure de frumusețile dumnezeiești. Și ei își exprimau mulțumirea față de Dumnezeu pentru ce primeau. Această mulțumire era o formă de rugăciune, dar nu o rugăciune cu cuvinte din acestea pe care noi le-am primit de la Sfinții Părinți ale Duhului Sfânt, potrivite pentru căința noastră, ci era o rugăciune de bucurie, o continuă stare de extaz, de uimire, de înțelepciune, de fericire pe care nu putem să o descriem în cuvinte. De aceea nici limbajul nu era un limbaj obișnuit, ci un limbaj duhovnicesc. Că omul era îmbrăcat în harul Duhului Sfânt și pe dinăuntru și pe din afară. De aceea era un limbaj potrivit cu statura omului. Și iată, lipsa postului, mâncarea din pom, încetarea rugăciunii, au adus dintr-o dată căderea omului. Omul s-a văzut gol. Nici nu știa că nu are haine, el avea haine, dar haine de lumină. Acum lumina harului l-a părăsit, pentru că lumina a luminat din lăuntru în afară. Și atunci n-a mai avut nici lumina lăuntrică, nici cea din afară. Din afară a avut mereu un imbold, pentru că harul face parte din natura omului la creație, dar nu putea să locuiască cu păcatul în om. Și atunci harul vine și propune omului bine, dar vine și vrăjmașul și îi propune omului un fals bine, cum i-a propus și primilor oameni. Le-a spus, cum să nu mâncați voi din pomul acela? Știe Dumnezeu că dacă veți mânca, veți fi asemenea cu el. Veți cunoaște binele și răul. Când au auzit de rău, o fi ceva mai interesant ca binele, au gândit ei. Și femeia curioasă a zis, să mănânc, să dau și bărbatului meu. Și după ce au mâncat amândoi, au cunoscut că răul nu e interesant deloc, ci este păgubitor. Și iată, de atunci suferă omenirea. Dar a suferit într-o așteptare, în întuneric, pentru că toate sufletele au fost în iad după ce s-au despărțit de trupuri și de la Hristos, nu chiar de la naștere, dar de la învierea Domnului, sufletele se mută în rai. Cele ale celor ce s-au pregătit pentru viața cea viitoare. Așadar, iată-ne la post. De ce e important postul? Postul este calea către Dumnezeu. Când n-au mai ținut post, de fapt, s-au învoit cu cel rău. Și atunci au întors spatele lui Dumnezeu.
Cum ne putem întoarce din nou cu fața către Dumnezeu? Când Fiul lui Dumnezeu s-a adus jertfă Tatălui, cu firea noastră omenească, El a înfățișat această jertfă Tatălui în numele nostru, că a luat firea noastră omenească. Și atunci, cu jertfa sa, El ne-a răscumpărat păcatele. Cei ce ținem post, aceeași jertfă facem. Că ținem post miercurea și vinerea și în posturile rânduite. Când s-a pus la cale uciderea Domnului și când a fost ucis Domnul. Și perioadele de pregătire ca să-L întâmpinăm pe Domnul, fie la naștere, fie la patimă. De aceea cine nu ține postul, nu prea este creștin. Este fals creștin. Pentru că se află ca Adam când mănâncă din pomul cunoștinței binelui și răului. Nu când se căiește. Că nu ascultă de porunca lui Dumnezeu. Biserica, care e mama noastră, a așezat această rânduială de post tocmai ca să ne ducă, tocmai ca o mamă, până la cer, până la Dumnezeu. Și biserica ne suie la cer, în biserică ne botezăm și din biserică plecăm spre mormânt și sufletul spre Dumnezeu. Am citit undeva că la catolici postul este mai puțin dur decât la ortodox, în sensul că pot mânca și produse animaliere care nu sunt produse din carne, foarte pe scurt. Nu e prea dur postul la ortodox? Nu există dur. Este o rânduială. De unde e diferența aceasta atunci? Diferența este că au avut, postul a fost în secolul XI când s-a produs schisma și a răsărit și ne-a pus același. Ei au renunțat. Deci au renunțat la liturghie, la post, la învățătura bisericii. De ce? Pentru că biserica a devenit cu o direcție mai mult pe orizontală și nu pe verticală. Cred că ajunge. Am înțeles, da, ce ați vrut să spuneți. Bun, haideți să vorbim și despre ce se întâmplă după data de 24, pentru că noi creștinii sărbătorim încă Două... Atât vreau să îndemn pe credincioși. Mâine este ajunul Crăciunului. Da, am uitat să vă întreb. Cei ce n-ați postit până acum, ați greșit. Dar măcar în ajun, mâine cine își pune în minte și în inimă să postească, ca să-și pregătească mintea și inima, sufletul și trupul, să nu mănânce nimic. Ajunul Crăciunului însemnează ajunare, adică postire totală. Și nădăjduiesc că la viitorul Crăciun, cei ce n-ați postit, să postiți. Și de fapt, această ajunare este o pregătire, este o curățire și a sufletului și a trupului. Postind, trebuie să fim în duh de rugăciune, în credință, în dragoste, în bunătate, în iertare, în sfințenie, într-un cuvânt. Da, mulțumim pentru sfat. O să ia aminte telespectatorii noștri. După Crăciun urmează două sărbători importante. Spuneam Soborul Maicii Domnului și Sfântul Ștefan. Știu că nu sunt... Nu știu, cum le vedeți? Cum ar trebui să ne pregătim pentru ele? Noi ne pregătim pentru Crăciun, care ține 3 zile. Dar în interiorul sărbătorii Crăciunului sunt și aceste două sărbători. Soborul Maicii Domnului și este și Sfântul Nicodim, un sfânt care a trăit la noi, venit din părțile Serbiei, dar era român. Când spuneți la noi, vă referiți la România, da? Sigur, în Oltenia. În Oltenia. Și Soborul Maicii Domnului, iată, cuprinde un sfânt din neamul nostru. Chiar în ziua prăznuirii Soborului, Maica Domnului se bucură pentru Fiul cel dumnezeiesc pe care l-a născut. Și de aceea este Soborul ei. Sobor înseamnă o adunare. Soborul Maicii Domnului este alcătuit din mulțimea sfinților deasupra cărora se află Maica Domnului. Iar Sfântul Ștefan, iată, este un tânăr între diaconi, cel mai râvnitor, primul dintre diaconi, arhidiaconul Ștefan, care atunci când slujea la mese, vorbea
cu toți și le propovăduia Evanghelia și le tălmăcea Sfânta Evanghelie. Și au auzit aceasta cei din Sinedriu, farisei și cărturari și căpetenile preoților, legii vechi, și l-au luat la judecată și l-au ucis cu pietre. Dar el, în timp ce era ucis cu pietre, se ruga pentru călăi, zicând: Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta. Știa că din întuneric pornește această ură asupra lui. Și iată, Crăciunul este sărbătoarea care aduce pacea între cer și pământ, pacea între oameni. Și Sfântul Ștefan a rânduit Dumnezeu să-și primească sfârșitul în această zi și este prăznuit în a treia zi de Crăciun, pentru că Fiul lui Dumnezeu vine să aducă iertarea și comuniunea între cer și pământ. Sfântul Ștefan este un exemplu de iertare și de comuniune între cer și pământ. Și încă ceva, de mulți ani de zile, această sărbătoare a Crăciunului este învăluită într-o aură de mercantilism. Ne bucurăm, sau oamenii se bucură, să cumpere cadouri, să le ofere, să trăim într-o societate de consum. Cum se împacă acest mercantilism cu taina sărbătorii despre care ați vorbit la începutul emisiunii? Taina sărbătorii nu este cu nimic afectată. Oamenii au unii preocupări mai mult pământești, alții mai mult preocupări pentru rudenia sufletului care este din cer. Dar nici aceste preocupări pământești nu sunt dăunătoare. Nu, sărbătoarea este și pentru suflet și pentru trup. Că Fiul lui Dumnezeu vine cu trup. Și orice sărbătoare este de bucurie. De aceea se pregătesc bucate alese. La noi este tradiția pregătirii porcului, de Paști a pregătirii melului, pentru că se jertfește Hristos în chipul melului. Iată, aceste alergări însă nu trebuie să oprească sau să împuțineze preocupările spirituale, încât oamenii credincioși, așa cum spune Scriptura, le fac și pe unele și pe celelalte, ca sărbătoarea să fie deplină. Și oamenii care sunt profund credincioși împart pregătirea cu cei ce n-au cele necesare pentru Crăciun. De aceea le dau un îndemn celor ce au deprisos pentru Crăciun să nu țină acolo să se strice, să dea celor ce nu au. Pentru că am ajuns la acest subiect, zilele trecute ați organizat o conferință de presă în care ați realizat și un scurt bilanț al activității Arhiepiscopiei și vă propun așa foarte pe scurt, în 5 minute, să discutăm aceste aspecte. Ați spus ceva interesant, că anul viitor Arhiepiscopia va investi într-un centru de recuperare cardiovasculară, pentru că tot vorbeam despre lucrurile pe care le dăm celorlalți. Despre ce este vorba? Sigur, este vorba de un program cu fonduri europene pentru care s-au depus toate cele necesare și a fost ales. La Sfânta Elena de la Mare vom avea acolo o construcție specială. Este o mănăstire amplasată unde? La Costinești. La Costinești. Acolo vom avea, sigur, o construcție nouă și prin bani europeni și prin fonduri proprii, unde vor fi cabinete medicale și, de asemenea, va fi un centru de recuperare cardiovasculară. După toate standardele europene ale în domeniul acesta. De asemenea, ne-am pregătit pentru niște așezăminte de copii și de bătrâni ale Arhiepiscopiei, pentru grădinițe și școli ale bisericii, pentru a asista mai bine oamenii săraci, bătrâni și bolnavi. Cred că la Mănăstirea Colilia, unde deja există un centru social destul de improvizat, dar unde sunt asistați oameni, vrem să facem ceva organizat, chiar și în alte locuri, încât vrem să ajutăm oamenii săraci, că aceasta e menirea bisericii, și spirituală, ca să aducă lumina credinței, dar și de ajutorare a credincioșilor care au nevoie.
Nu pot să nu vă întreb, pentru că este interesant. Accesați fonduri europene, Arhiepiscopia. Cum ați ajuns să intrați în aceste programe? Pentru că mi se pare destul de dificil și nu cred că o puteți face ca Arhiepiscopie. Dacă nu facem ca Arhiepiscopie, da, două detalii. Sigur, se înființează niște societăți. Pentru că și la Sfânta Elena avem o societate prin care se derulează programul. De asemenea, avem deja societăți înființate prin care să derulăm celelalte programe de care vorbim și suntem încurajați să facem aceasta pentru că am văzut să fac și în alte eparhii, nu suntem singuri, și la București s-au accesat programe europene și în alte zone și este necesar pentru că biserica este aproape de oameni, nu poate fi despărțită de oameni. Biserica nu suntem noi, slujitori, fără credincioși, noi nu suntem biserică. Și dacă unul din mădularele bisericii vii suferă, toți suferim. Tocmai de aceea, biserica are o organizare de tip familial, în care toți trebuie să fie ajutați, cei ce au, dau celor ce nu au, și cei ce primesc, îi ajută sufletește pe cei ce oferă. Cum vi s-a părut anul 2013, pe care îl încheiem peste câteva zile, din punctul de vedere al Arhiepiscopiei? Din punct de vedere al Arhiepiscopiei a fost un an bun în care am putut să desfășurăm atât programe privind dezvoltarea mănăstirilor începătoare, continuarea lucrărilor la bisericile noi, dar și punerea unor pietre de temelie pentru noi biserici și noi așezăminte monahale, și extinderea activității sociale. Atât privind întemeierea unor noi așezăminte, mai ales la țară, dar și a extinderea la mai mulți oameni săraci sau copii abandonați pe care îi asistăm la domiciliuri, familii cu copii mulți. Înseamnă, ce înseamnă asistat? Înseamnă le oferim mâncare, le oferim diverse ajutoare. Îi cercetăm când au nevoie de un examen medical, sigur. Am înțeles. O ultimă întrebare la care vă rog să-mi răspundeți pe scurt și apoi să vă rog să ne transmiteți și un mesaj de final. În Constanța s-au desfințat în ultimii ani câteva spitale, de exemplu, dar de când sunteți dumneavoastră la conducerea Arhiepiscopiei s-au construit 100 de biserici. Avem în total 350. Sunt multe comparativ cu spitalele, sunt puține? Adică creșterea aceasta este necesară? Creșterea aceasta este necesară pentru că biserica este cea care trebuie să-i schimbe pe oameni. Că schimbarea nu vine cu legi exterioare, ci vine din interior. Și în Constanța mai avem nevoie de biserici. Și se mai construiesc, înțeleg, anul viitor. Sigur, se vor mai construi și anul viitor. Și încă 10 ani, cel puțin, în fiecare an. Până când, atunci ne vom opri. Când vom aduce toți credincioșii la biserică și vor avea toți loc să fie la slujbă în același timp. Bun, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiune și mai avem unul, două minute. V-aș ruga să le transmiteți telespectatorilor un mesaj de final de an, de sărbători și de final de an. Iubiți credincioși, sărbătorile acestea din timpul iernii, Crăciunul, Anul Nou și Boboteaza, ne înnobilează atât de mult sufletul dacă le primim în sufletele noastre. Sărbătoarea Crăciunului ne aduce darul cel mai de preț. Fiul lui Dumnezeu care își înnoiește nașterea în peștera din Betleem, își înnoiește și prezența sa spirituală ca prunc în sufletele noastre pentru toți cei ce le-am pregătit. De aceea vă doresc ca să primiți pruncul cel dumnezeiesc cu inima deschisă. De asemenea, ca să intre în sufletul nostru și în inima noastră, noi trebuie să fim împăcați, să ne iertăm cu toții, să fim plini de bunătate, de smerenie, de dragoste în general. Să avem întotdeauna milă de semenii noștri. Să încheiem anul acesta cu nădejdea că am făcut ceva, dar n-am făcut cât puteam să facem. Și să ne dorim ca anul care vine să ne aducă mai multă credință, mai multă hotărâre
în a face fapta cea bună și bobotează să ne aducă apa cea vie care să ne schimbe firea. De aceea vă doresc tuturor un Crăciun cu bucurie, cu pace, cu belșug pe masă și în casă, dar și cu lumină în suflet. Un an nou cu daruri noi, cu darul bucuriei de a ne îmbrățișa unii pe alții în dragoste sinceră și de a avea mai multă înțelepciune și lucrare sfântă. Și boboteaza la care vă chem pe toți să ne fie cu adevărat praznicul cel plin de daruri în care apa sfințită să ne sfințească firea și să ne schimbăm cu toții după firea apei care se sfințește și devine nestricăcioasă. Să înlăturăm și noi stricăciunea din sufletele noastre. Sărbători fericite, pace, bucurie, dragoste, binecuvântare tuturor, la mulți ani! Mulțumesc pentru prezența în emisiune și pentru aceste frumoase cuvinte. Vă mulțumesc și eu personal și în numele echipei Dobrogea TV. Vă spunem sărbători fericite și un an nou cât mai bun, pentru că ne vedem abia la anul. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi pe parcursul anului 2013. Rămâneți cu bine!